Pacea Domnului și bună seara, dragii mei! Așa cum v-am promis, azi într-o postare, am pus o postare pe Facebook și v-am spus că doresc să fac un mesaj live despre vaccinuri. Este un subiect care se discută mult în ultima vreme și multe probleme sunt legate de subiectul acesta, așa că am vrut să-l discutăm într-un live. Am pus întrebarea aici. Azi v-am invitat să discutăm. Vă mulțumesc tuturor celor care ați pus comentarii. Iată, s-au adunat vreo 18 comentarii și am pus următoarea întrebare. Când vă gândiți la vaccinuri, ce texte biblice vă vin în minte? Ce aspecte legate de vaccinuri doriți să abordăm în această discuție? Și m-am așteptat ca să puneți aici texte biblice care vă vin în minte legate de vaccinuri, dar spre marea mea uimire, niciun text biblic. Iată, în toate aceste 18 comentarii nu am văzut niciun singur text biblic, nicio referință la un text din Biblie. Sincer să vă spun, nici eu nu am niciun text din Biblie prin care aș putea să le argumentez pro sau ceva care ar fi contra vaccinurilor. Nu mi-a venit nici mie în minte un text biblic. Însă, iată, m-am uitat la comentariile voastre și în comentarii au fost pro, contra. Mă bucur că aici sunt cei mai mulți din cei care ați răspuns. Eu vă cunosc personal. Iată, de exemplu, Natalia Boicu a scris: acum sunt vaccinuri necesare, sunt vaccinuri recomandate. De ce când merg oamenii în țările africane și fac vaccin contra malariei? Logic, pentru a se proteja de o boală grea, poate letală. Elena Bruyer, care iar de asemenea o cunosc bine pe Leanuța, ea tocmai acum s-a întors din Myanmar și ea spune că faptul că în țările nedezvoltate și până astăzi poliomielita este epidemie, așa cum este în Myanmar, da, acolo este o mare epidemie de poliomielită și noi aici am și uitat ce înseamnă aceasta și este datorită faptului că suntem vaccinați contra poliomielitei. Nu mai știm azi despre boala aceasta care, apropo, a precinuit multe suferințe multor oameni. Acum, iată, de exemplu, Cătălin Galina i-a răspuns Elenei și zice că la ei, adică la cei din Myanmar, problema nu sunt vaccinurile, ci lipsa de igienă, mâncare, educație și din cauza asta o imunitate scăzută și se îmbolnăvesc. Ei, nu, dragii mei, vreau să vă spun, eu tot am fost în Myanmar și nu este chiar așa cum ziceți dumneavoastră. Nu mai sunt oamenii chiar așa lipsiți de igienă sau de educație. Chiar vreau să vă spun că este o țară plăcută, mi-a plăcut acolo de oamenii aceștia, oameni foarte plăcuți, buni, blânzi, muncitori, însă, iată, ei se confruntă cu mari probleme la capitolul acesta. Și i-a răspuns Elena, zice, cu părere de rău, poliomielita nu poate fi eradicată prin igienă, mâncare sau educație, da, și îi dau dreptate Elenei. Sergiu Crețu a spus că la faptul că toți sunt specialiști în medicină și imunologie, doar privind clipuri pe video. Deci trebuie să mă refer la asta. Da, și sunt de acord. Cred că vorbesc mulți oameni care nu înțeleg bine până la urmă. Eu mă uit că majoritatea, chiar acum venind în drum spre România, eu mă aflu la Surduc. Suntem la Surduc, la Centrul Euroasiatic de Studii Biblice aici. Studiem cartea prorocului Ieremia, o predau sora mea și fratele Costel, eu predau 1 Tesalonicen, iată am aici și manualul, predau la un grup de slujitori și învățăm cum să folosim eficient tehnologiile pentru propovăduirea Evangheliei. Și iată, venind în drum, am ascultat câteva emisiuni și mă bucur că la emisiunile acestea au fost chemați medici, specialiști. Și medicii au vorbit foarte argumentat cu privire la vaccinuri. Deci iată alte păreri care au fost. Iulian Bacaliuc, Iulian a scris că noi nu punem copiilor noștri vaccinuri pentru că efectele adverse deseori sunt descrise
ca fiind mai grave decât însăși bolile contra cărora se vaccinează. Pe de altă parte, mă gândesc că dacă de la naștere se intervine agresiv în sistemul imunitar cu multe vaccinuri, grămadă până la 2 ani, devenim dependenți de vaccinuri pentru toată viața și clienți fideli ai companiilor farmaceutice. Undeva trebuie să-i dau dreptate lui Iulian, pentru că eu chiar cunosc, am o rudă. Am o rudă care la vârsta de 8 luni, până la vârsta de 8 luni s-a dezvoltat foarte bine, dar la vârsta de 8 luni i-a fost administrată o vaccină care, am înțeles ceva, n-a fost administrat corect și a rămas invalid pentru toată viața. Și lucrul acesta, bineînțeles, ne pune în gardă pe toți, dacă avem chiar printre rudele noastre, în familia noastră, avem așa un caz. Însă, alte lucruri, în cazul vaccinării, zice, statul încalcă dreptul părinților de a alege ce este bun pentru copii, obligându-ne și deseori amenințând sub diverse constrângeri. În minte îmi revin vremurile comuniste, când creștinii erau constrânși să accepte ce spune partidul, nu ce crede credinciosul, că era bine pentru ei. Acum mă gândesc că statul nu o face în sensul de a ne face rău, pentru că persoanele care nu sunt vaccinate, ei devin un factor de risc pentru restul din jur și bine argumentează și ei. Ei zic, bine, dar dacă cei care sunt vaccinați sunt deja vaccinați, pentru ei nu reprezintă un pericol cei care nu sunt vaccinați. Deci ar trebui să se teamă ceilalți. Și iar parcă face sens și asta ce zic ei. Deci eu am ascultat păreri și dintr-o parte și din alta. Un lucru nu îmi place. A, iată Ludmila Grigoriu. Ea zice, ea este medic. Ludmila este din Biserica Bunăvestirea, este medic și Ludmila zice cum trebuie să se raporteze creștinul la sistemul de sănătate publică în general, ținând cont de faptul că scade rata persoanelor vaccinate, scăderea ratei persoanelor vaccinate duce la creșterea cazurilor de boli infecțioase prevenibile. Sau ținând cont de faptul că sunt persoane care nu pot fi vaccinate din cauza contraindicațiilor reale și sunt protejate de așa numită imunitate de grup. Deci cum ar trebui creștinul să se raporteze? Înțeleg că Ludmila a scris ca să abordăm subiectul ăsta, să abordez subiectul acesta în live. Păi eu cred că sistemul acesta care a fost, cred, așa, o știm cu toții, sistemul acesta de sănătate publică care este administrat, creat, urmărit într-un stat, este pentru binele nostru, a poporului. De asta plătim taxe, întreținem sistemul acesta pentru sănătatea noastră, a tuturor. Și atunci face sens foarte bine tot sistemul acesta. Și am vrea sistemul acesta să fie îmbunătățit, să ne putem bucura toți de el. Au mai fost aici și alte păreri, însă ce vreau să zic, eu m-am gândit, ascultând toate părerile și de o parte și de alta, m-am gândit că, iată, și în cazul vaccinurilor, poate este tot așa ca și în cazul altor lucruri, altor invenții, mai ales cu păreri de rău, în rândul creștinilor a fost așa un grup de oameni, să zic eu așa, ca să nu zic o partidă, dar un grup de oameni care întotdeauna s-au opus la tot ceea ce este nou. De obicei, numărul celor care au fost să accepte lucrurile noi, el totdeauna a fost lucru mai mic și cei care au acceptat lucrurile noi, care au vrut să le folosească pentru Evanghelie, ei au avut să se confrunte cu multă rezistență din partea celuilalt, grup mai conservativ. Însă eu mă gândesc cu privire la vaccinuri, poate este tot așa ca și cu alte lucruri. Iată, hai să zicem acum, s-a întâmplat în Chișinău. S-a întâmplat în Chișinău un accident groaznic, știți, o doamnă în stare de ebrietate conducea un Porsche și cu viteza de 130 de kilometri la oră, ea mergea prin oraș ziua mea mare, cu viteza de 130 de kilometri la oră, a traversat la roșu, a intrat în intersecție la roșu și s-a lovit într-un troleibus. În urma loviturii impactului, mai multe persoane, se pare că vreo 9-13 persoane au ajuns la spital, sunt în stare gravă,
Acum, doamna aceasta a decedat și ea în spital, dar foarte și se pare că sunt în stare gravă, aproape de a deceda erau și cineva din cei care au fost în troleibus. Ei, bine, hai acum, pentru că s-a întâmplat așa un caz cu troleibusul, să începem toți a zice că troleibusul este un mediu de transport, un mijloc de transport extrem de periculos în orașul Chișinău și de azi înainte nu mai folosim troleibusul, pentru că, sau de altă parte, cineva să zică că mașinile Porsche sunt extrem de periculoase și nu mai putem apela la folosea astfel de mașini, cei care își permit să le aibă. Ei, vedeți, nu face sens așa ceva. Sau, cu vara s-a întâmplat un caz. Dispecerii aceștia, controlorii care controlează zborul, la aeroportul din Chișinău, pentru că erau mai puțini, trebuiau să fie vreo 15 sau vreo 9 persoane, dar la serviciu era doar aproape în jumătate, erau din cât trebuiau să fie. Ei fiind foarte obosiți, cineva a plecat de la pultul celălalt pentru vreme scurtă și în timpul ăsta mai un avion care a decolat mai nu s-a lovit de un alt avion mic. Deci a fost un caz care, apropo, până în ziua de azi, pare că nu e rezolvat până la urmă, că nu s-a, cazul acesta nu s-a ajuns la, la un final care i-ar satisface pe oameni, pe pasageri, cel puțin n-a devenit public. Sau poate n-am văzut eu, nu știu, dacă ați văzut dumneavoastră, m-aș bucura dacă îmi veți da un link să pot urmări și eu. Acum înseamnă că nu mai zbor cu avionul. Păi eu am de zborat mult cu avionul, pentru că s-a întâmplat așa un caz, să zic, e așa periculos că nu mai zbor eu, nu mai zboară nimeni. Sau, acum iar a fost un alt caz, a fost iar pe aeroportul din Chișinău, când niște camioane au fost pe pista de decolare. Când decola un avion, nu s-a întâmplat să fie, camioanele n-au fost anunțați la timp și iar putea să fie un impact, putea să fie un accident grav iar acolo. Ei, înseamnă nu mai zburăm cu avionul, nu putem gândi așa. N-ar fi sănătos să gândim în felul acesta, pentru că s-au întâmplat anumite lucruri. Păi da, bine, mergem toți cu mașinile. Câte accidente se întâmplă cu mașina? Dumnezeu să ne păzească și mulțumim Domnului care ne păzește pe toți de accidentele acestea, dar faptul că se întâmplă accidente, păi noi nu refuzăm să mai mergem cu mașinile. Și dacă sunt anumite persoane care, gata, capăt o fobie pentru asta, sau unii au o fobie pentru a zbura cu avionul, sau nu știu ce, dar noi privim straniu pe oamenii aceștia, pentru că orice activitate umană presupune un anumit risc, presupune ceva, și dacă din pricina acestui risc noi încetăm și nu mai facem nimic, parcă nu face sens lucrul acesta. Mă gândesc exact așa și în cazul vaccinurilor. Cele mai multe vaccinuri care au fost aplicate, ele au făcut bine, că au fost administrate ceva vaccinuri, poate la persoane care nu erau într-o stare bună a sănătății atunci când le-au fost administrate vaccinurile, și lucrul acesta nu s-a luat în considerație de medici, s-au dat o dovadă de incompetență ceva medicii. Păi nu cred că putem lua asta ca și un argument împotriva vaccinurilor în general. Sau faptul că au fost folosite vaccinuri care nu erau de o calitate bună sau alte lucruri. Păi mă gândesc, lucrurile acestea toate trebuie reparate, dar nici într-un caz, opinia mea este că nu putem să categoric să le excludem aceste vaccinuri. Acum, iată, avem și noi o nepoțică, dar noi vrem ca ea să fie vaccinată, nu vrem să fie expusă la boli, care, de altfel, apropo, oamenii au avut mari probleme în vechime, și până când au fost vaccinurile acestea, vaccinurile au însemnat mult din moment ce au fost descoperite, aplicate, și cred că trebuie să fim înțelepți, să profităm de ele tot așa cum profităm de alte multe descoperiri care se fac zilnic. Iată, eu acum profit de o altă descoperire importantă, de descoperirea aceasta a internetului, care, apropo, iar putem vorbi despre ea. Păi, dar câte lucruri rele nu se fac pe internet? Dumneavoastră nu știți, eu în timp ce vă vorbesc din cuvântul lui Dumnezeu, alții, folosind tot tehnologia aceasta, fură, tot folosind tehnologia aceasta, ei comit adulter, ei privesc pornografie, ei fac alte lucruri rele. Păi, atunci înseamnă, apropo, s-au găsit cineva care la început,
Când am început să public video pe YouTube, cineva mă învinuia, păi dar cum îndrăznești, cum îți permiți să folosești o platformă unde cineva pune și lucruri rele? Cum poți să fii pe platformă de asta? Păi treaba lui cel care pune o platformă, eu folosesc un instrument. Și instrumentul acesta este un instrument de comunicare și eu am de comunicat cel mai important mesaj pentru întreaga omenire. Am de comunicat cuvântul lui Dumnezeu, de aceea vreau să folosesc instrumentul acesta și iată acum îi învăț pe un grup de slujitori din diferite țări care au venit aici, îi învăț să folosească acest instrument și tare mult mă rog ca să-l folosim la maximum bine, cu înțelepciune, să-l folosim toți acest instrument. Iată așa cred eu că trebuie să gândim noi în termenii aceștia și cu privire la vaccinul și nu cred că este înțelept și bine ca să fim atât de categorici cu privire la vaccinuri. Haideți să vedem ce întrebări am primit aici. Deci Maria Simona Chereji mi-a scris: sunt de acord total cu tot ce spui, frate Vasile. Mă bucur, soră Maria, și mă bucur să văd că urmăriți totdeauna postările acestea, video pe YouTube. Apreciez mult să văd că urmăriți postările acestea și mă bucur că ele vă aduc zidire, pentru că dumneavoastră totdeauna v-ați exprimat aprecierea pentru lucrarea pe care o facem și să știți că înseamnă mult și pentru mine și pentru toată echipa care slujim la Moldova Creștină, pentru că nu este o slujbă ușoară, mai ales când predai la un grup de oameni pe care îi vezi în față, cu care interacționezi, este un lucru, și când slujești la un grup de oameni cu care nu ai o interacțiune directă, este puțin mai greu și uneori oamenii își pierd motivarea, dar să știți că mesajele acestea dumneavoastră aduc încurajare multă. Vandana Wandi scrie: eu cred că toate vaccinurile au contraindicații, mai ales dacă copilul e răcit. Nu se face acel vaccin, dar în zilele noastre răceală ușoară nu mai e luată în seamă și dacă în acel moment e vaccinat copilul, se poate să fie reacție adversă. Da, sunt de acord cu dumneavoastră, dar din câte știu, medicii care sunt competenți, ei nu fac vaccinurile acestea și părinții, cred că este și o responsabilitate a părinților să urmărească acest lucru ca copilul să fie bine, să nu fie răcit atunci când îi sunt făcute vaccinurile. Ina scrie că cine știe cu ce vaccinează românii? Temil, la cât de asasini sunt la ora actuală? Vor să împuște tot. Urși, capre, au eutanasiat peste 3 milioane de câini. 2019 a fost un an de teroare. Eu nu știu despre cifrele acestea toate. Ina, nu mă pot pronunța cu privire la asta, dar nu mai cred că chiar așa sunt toți românii asasini, nu mai cred lucrul acesta și cred că nu este bine să cădem în toate teoriile acestea de conspirații, în toate să vedem că ne fac rău. Până la urmă, dacă suntem copii de Dumnezeu, știm că avem un Dumnezeu care ne protejează, un Dumnezeu care nu îngădui să ni se întâmple nimic și care ne-a spus că niciun păr din cap nu ne cade fără știrea Lui. Și atunci nu cred că ar trebui ca și creștini să fim apăsați și totdeauna cu frica de teoriile acestea de conspirații. Nu cred chiar că... că am mai auzit și versiuni de acestea că, uite, vaccinurile acestea nu sunt altceva decât cineva care, nu știu, tot așa, o conspirație mare, că ar fi o... stați numai o clipă, iată că am pornit de aici, nu știu cum să-l opresc, sper că-l opresc acum. O clipă, vreau să mă uit la comentariile pe computer. Nu văd toate comentariile, vreau să le văd pe toate și atunci se pot înțelege, da? Cred că încerc să le văd pe telefon. Da, iată, asta este opinia cu privire la toate aici am multe comentarii pe telefon, dar pe computer mi le arată mai puțin. Dar știu ce pot la computer să opresc sunetul și atunci o să le văd, da. Iată, asta e cu privire la... Nu sunt de părere aceasta, că chiar ar trebui așa de mult să ne temem de o conspirație, de nu mai știu ce ar fi. Maria, mai văd aici care sunt alte comentarii.
Marian Magda, Marin Magda, Domnul să te binecuvânteze, frate, și să te țină lângă noi, să putem să ne întărim. Amin. Așa să ne ajute Domnul pe toți. Mulțumesc. Mesaje frumoase sunt aici, dar mă uit să văd dacă mai sunt ceva întrebări la care... Iată, Alexandru Buzil a postat aici. El zice, eu lucrez de 15 ani în taberele pentru oameni cu dizabilități și vreau să vă spun că mulți de ei au ajuns în starea în care sunt din cauza vaccinilor. Vorbesc atât despre copii cât și despre maturi. Da, da, cred. Cred și eu, am văzut, am întâlnit mulți oameni, cred că mulți din cei care au ajuns invalizi au ajuns din pricina că le-a fost administrat incorrect. Tot așa cum știu oameni care au ajuns invalizi din pricina accidentelor rutiere, din pricina altor feluri de accidente. Da, cred, sunt de acord de plin că sunt și tare mult îmi pare rău de oamenii aceștia. Dar, părerea mea, nu cred că putem să-l folosim ca și un argument pentru total a elimina vaccinurile. Asta este părerea, însă, nu știu, vă invit și pe dumneavoastră să vă mai pronunțați la comentarii aici. Iată, mai sunt încă câteva comentarii noi. Da, nu, cam nu mai văd alte păreri. Însă, iarăși, cred că trebuie să fie lăsată o libertate acolo oamenilor în privința acestor vaccinuri, dar, iarăși, vedeți, dacă ar fi vorba de o epidemie sau ceva, cei nevaccinați, dar, iarăși, zic și eu, apropo, vreau să vă spun, soția mea este medic și soția mea tot are o părere foarte rezervată și ea cu privire la vaccinuri. Și chiar ea mi-a spus de multe ori lucrul acesta, a zis, bine, dar dacă cei vaccinați, cei care nu sunt vaccinați, de ce se vorbește atât, dacă ei prezintă un pericol? Pentru că cei care sunt vaccinați, deja ei n-ar trebui să se teamă de cei care nu sunt vaccinați, pentru că ei au vaccină, n-ar trebui aceasta să fie o problemă pentru ei. Și sună bine argumentul, nu știu, în măsura în care înțeleg eu că eu nu sunt medic, nu pot să mă dau cu părerea la toate, însă vă zic și eu o părere. Un lucru nu-mi place când ni se bagă în vină că din pricina credinței noastre, că Biblia, că noi avem ceva credința, că noi pastori, ei, iată, lucrul ăsta tare mă supără. Când aud că credincioșii, că asta ar fi o extremă în care credincioșii ajung, ei sunt limitați, închiși la minte, așa, și din pricina lor. Ei, vreau să vă spun la toți acei care ați auzit despre așa ceva, nu, noi nu învățăm așa, noi pastorii nu învățăm pe oameni nici să și le facă, nici să nu și le facă, nu punem lucruri categorice, așa, nu. Pentru că nu avem o poziție, nu găsim că Biblia s-ar pronunța împotriva la una sau împotriva la alta în privința aceasta. Este un lucru care e la discernământul oamenilor și n-aș vrea ca să fie pus în joc sau batjocorită credința noastră din pricina unei polemici care este doar pe motive de... motive care țin de sănătate și nu are de-a face cu lucrurile acestea duhovnicești sau cu atât mai mult nu se dă o astfel de învățătură în biserici. Iată, asta este ceea ce am vrut să vă spun în seara aceasta și Dumnezeu să vă binecuvânteze și mă rog pentru cei care ați hotărât să vă vaccinați copiii și vă îndemn ca să fiți atenți, să vă alegeți medici competenți, clinici competenți, unde știți că se fac vaccinurile acestea, se fac la calitatea necesară, la calitatea bună, oameni ca medici care sunt competenți, care știu să facă aceste vaccinuri în așa fel, ca nimeni din copilaș să nu ajungă în rândurile acelor invalizi despre care a scris Alexandru Buzilă sau despre care v-am spus și eu că cunosc, printre rudele mele este cineva care tocmai așa a ajuns invalid, pentru că niște medici incompetenți i-au administrat un vaccin incorrect, poate un vaccin de calitate proastă, nu știu ce a fost, dar în urma acelui vaccin s-a întâmplat că ruda mea a ajuns invalid pentru viața întreagă. De aceea, cred că cei care ați hotărât ca să faceți
vaccinul copiilor dumneavoastră, să vă alegeți medici competenți, clinici, unde și, bine, niciodată nu poți fi sigur de plin, dar totuși cred eu că Dumnezeu ne-a dat rațiune să alegem, să punem întrebări, să ne interesăm, tot așa cum alegem orice alt lucru. Când cumperi un lucru sau când, nu știu, vrei să faci ceva, te interesezi de calitatea acelui lucru înainte de a cumpăra. Și dacă vrei să cumperi un lucru pentru viață sau faci ceva, atunci te interesezi de calitate. Să zicem, dacă vrei să faci o operație, păi tot te interesezi să fii un chirurg bun. Pentru că o operație care este necesară, dacă ți-o face un chirurg care prost a făcut operația aceea, el tot te poate transforma într-un invalid. Iarăși, lipsa competenței. Deci eu vă îndemn ca să vă asigurați că vor fi făcute aceste vaccinuri de persoane competente și Dumnezeu să vă lumineze și pe cei care sunteți împotriva vaccinurilor, ca să știți cum să procedați așa încât să evitați conflicte și mai ales să nu atrageți prin aceasta discuții inutile, din discuții din vinuire, că așa învățăm la biserică, că nu știu ce facem. Apropo, cineva mi-a pus întrebarea, a zis, nu pot să-mi duc copilul la grădiniță. Aș putea să obțin un certificat de la medic fără să-i fac vaccinurile, dar să obțin un certificat ca și cum i-am făcut vaccinurile. Ei, lucrul acesta este un lucru neplăcut lui Dumnezeu. Nu se poate așa să procedați. Aceasta este minciună și cel care încearcă să meargă cu minciuni nu va propăși, nu va propăși și Dumnezeu nu se lasă batjocorit și ceea ce seamănă omul, aceea va și se cera. De aceea feriți-vă să faceți astfel de lucru, pentru că acest lucru vă va strica mărturia creștină și să știți că cel care vă va face certificatul, el tocmai va vorbi, las că mai știu și eu creștin. Ei vor zice, când va încerca cineva să-i spună Evanghelia, lasă, va zice, nu mai spune că știu eu ce fel de creștini sunteți, că voi tot faceți lucruri de astea, așa ai stricat mărturia. Nu, dar încă un lucru care ți-am zis, că Dumnezeu e cel care veghează, el știe, el vede și el zice că nu se lasă să fie batjocorit când oamenii procedează așa. Așa că Dumnezeu să vă ferească și Dumnezeu să vă ajute să vă purtați cu înțelepciune în toate. Aici eu închei mesajul din seara aceasta. Dumnezeu să vă binecuvânteze, să aveți o seară frumoasă și vă invit la Biserica Bunăvestirea în fiecare duminică la Chișinău, la strada Ciocârliei 2/8, avem serviciu divin la ora 2 ziua. În fiecare marți avem ora tineretului la ora 6 și în fiecare joi la ora 6:30 avem ora de rugăciune. Vă invit să mergeți la ora de rugăciune la Chișinău. Cei care locuiți mai departe, vă invit să ne urmăriți pe portalul Moldova Creștină, de asemenea pe canalul de YouTube Moldova Creștină, pe Instagram, Facebook și Dumnezeu să vă binecuvânteze și cel mai important, cercetați continuu Scripturile. Este foarte important să vă zidiți credința din Sfintele Scripturi. Așa să vă ajute Dumnezeu.